Bună, bună! Gătim cu plăcere din plăcere. Haideți să pregătim o cină delicioasă. Dragile mele, prima oară când am venit de la muncă, am pus și am călit 3 cepe mari în foarte puțin ulei. Deci din această sticlă am pus și aici în tavă și am călit și legumele. Am călit 3 cepe medii. După ce am pus ceapa, am pus imediat un pic de sare ca să-și lase apa să se poată căli ca lumea. Am dat 2 morcovi medii pe răzătoare și un ardei roșu, sare și piper după gust. Am dat drumul la cuptor la 180 de grade. Aici am o tavă unde am pus puțin ulei și roșii în bălion, pastă de tomate, ce aveți. Aici am pus și aici sare. Aici am cotlet de porc și prosciutto crudo. Deci am 10 felii de cotlet de porc sau mușchi, puteți folosi, pe care l-am bătut așa. Da? Prosciutto crudo sau slăninuță. Acum puteți adăuga în plus și o bucățică de cașcaval. Dar lui Iacob nu-i place. O să pun aici în interiorul la cotletul de porc. Eu am pus o lingură jumătate. Și îl rulez. O să fac niște rulouri. Rulez frumos. Și aici am pus sare și piper. Sper să nu mă repet, dar mai bine să mă repet decât să nu vă spun. Aici am prosciutto crudo și o să vin frumos și o să rulez cotletul și o să-l pun frumos în tavă. Și așa o să fac cu toate. Deci cuptor prea încălzit la 180 de grade. Acum o să stropesc cu foarte puțin ulei pe deasupra și o să le bag cam pentru 40 de minute. Ia uitați-vă aici. Aici, dragile mele, am fiert cartofi în apă cu sare în coajă. Am avut 2 rădăcini de sfeclă roșie pe care le-am copt la cuptor. Am pus sare și piper și acum o să pun 125 de grame de iaurt natural, deci 0% grăsime. O să pun puțin ulei și asta e garnitura noastră. Puteți pune și chimen și puțin hrean, dar eu nu mai vreau deocamdată hrean. Puteți să o mai acriți cu puțin oțet de mere dacă vă doriți, dar eu am gustat-o și este efectiv un deliciu. Pe lingi, pe degete. Dragilor, am ținut la cuptor 45 de minute. Acum depinde cât vă place de sosos. Pentru că ați văzut că am pus pasta de tomate, ulei și puțină sare și toate își lasă și ele apă. Eu am ținut 45 de minute. Dumneavoastră țineți cât doriți și cât de mult vreți să-l rumeniți. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit până la finalul acestui video. Dacă aveți gusturile mele, încercați, dacă nu treceți peste. Este un deliciu. Puteți folosi mușchi de porc, puteți folosi cotlet ca mine, fără os, pulpă, dar să le bateți bine subțire. Puteți pune cașcaval înăuntru, după gustul dumneavoastră. Toate cele bune! Arde!